obywatel Komisji Sposzy Brukson, ale z ile z innej podróży. To musimy mieć na czasy do Łaszy, w Niemce Pionić, będzie mówił o Tomosu, więc to jest jedno w Biblii Brytowskiej. Tak mamy miejsce do skierać z Biblii Mówione Kuminy na Doj Timotej, na Biblii Doj. To jest dzisiaj wstajemy na ten kursar klasy. Mamy być alpy dla tego programu, ale to jest na Rus. Dokonca de astăzi era pe programare cu text despre încercări. Pentru că nu de mult am vorbit despre asta, am rămas cu gândul la programul acesta și am dorit să împărtășesc dumneavoastră câteva gânduri ce Dumnezeu mi-a pus în inimă prin acest pasaj. Tema de atunci era Trăind în voia lui Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 2, la versetul 1. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine, în fața multor urmatori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și clarețe. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să pleacă cel ce a scris la oastră. Și cine luptă la jocuri nu este încurcat dacă nu s-a luptat după înviere. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să scrie roata. Înțelege ce spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, prin sămânța lui David, înviat din mort cu Evanghelia lui, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rap totul pentru ce aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică. Amin. Păi să urmă locului, mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns și eu astăzi aici. Vine la mea de la să sun, să spun la jur. Păi seara se complică situația la mine, la lucrul acolo. O să o săptămână de ară destul de complicată, pe seara îmi spunea și cu exact cuvintele astea. Deci, nu te vrea de care ninguna puerta para ligar în casa. Ninguna puerta abiertă a Cristianului. S-a mai vorbit cu el și ea, deci nu va să ligar. Nu te dejo ninguna puerta abiertă. S-a mai vorbit de cu el, după m-am luat și am zis, Doamne, toate semnele astea. Chiar dacă oamenii vor să închidă porți, să își facă o deschide, atunci când oamenii vor să închidă sau vor să deschidă și vrei să le închidă închid și toate semnele astea. Și tot am stat acum cu mâna, stăteam pe telefon, să zic, mă, te sun, te sun, să spun la față, să se pregătească altcineva, că nu ajung până la urmă. Am venit la dos și mă sunam și ce cu ce sunt de cartea acasă, nu mai face nimic. Mulțumesc Dumnezeu și mulțumesc Dumnezeu că pot să fiu aici. Pentru că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu viu care lucrează prin cuvântat să fie Dumnezeu. Am luat cu gândul la pasajul ăsta, la tema asta, am tot gândit la lucrul acesta și trăind în voia lui Dumnezeu. Într-o lume în care democrația asta poate merge la extrem, dacă altădată a fost regime comunist, regime care i-o strâns pe oameni și oamenii nu mai puteau să facă ce vreau ei și erau destul de strânși în partea regimului și apăsa asupra lor regimul care era la conducere. Acum, democrația asta poate merge în cealaltă parte la extrem și fiecare face tot ce vrea. Până acum, când și copiii trebuie să facă ce vor, nu le mai poți comanda nici la copilă, cum se recomandă la copilă. Ei trebuie să crească așa, într-o spirit de liberă alegere, să aleagă ce vor, să facă fiecare pur și simplu ce îl taie. Și într-o lume ca asta în care trăim, ce importanță mai are voia lui Dumnezeu pentru noi, creștini? Cât de mult ne mai gândim noi la voia lui Dumnezeu și cât de mult ne mai dăm silința să trăim, să umblăm în această voia lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos, atunci când era pe pământ și ucenicii au venit la el și au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Când de toate lucrurile care Domnul a învățat acolo în Evanghelia după Matei, capitolul 6, prin alte lucruri pentru care Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor să se roage, le-a mai spus și în felul următor. Atunci când vă rugați, să vă rugați și așa. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Să vă rugați și pentru lucrul ăsta. Să facă voia lui Dumnezeu. Să facă voia lui Dumnezeu nu numai în viața noastră. Să facă voia lui Dumnezeu în viața noastră. Să facă voia lui Dumnezeu în viața mea. Pentru că Domnul Iisus Hristos, în altă împrejurare, când era acolo în Samaria și a vorbit cu femeia aceea, oamenii, ucenicii lui au mers să caute mâncare, femeia aceea a mers și a mărturisit altor oameni despre ei. Au venit acolo mulțime la Domnul Iisus și ucenicii când s-au întors înapoi cu mâncarea, l-au găsit pe Domnul
vorbind cu oamenilor. Și-o spus, învățătorul aia și mănâncă, ți-am adus să mănânci. Și atunci Domnul Iisus Hristos acolo le răspunde, în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 34. Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Lucru care îmi aduce mie împlinire, lucru care mă satură pe mine, lucru care mă face să mă simt bine pe mine, este să fac voia celui ce m-a trimis. Asta e mâncarea mea. Asta e lucru care îmi place, care îmi face plăcere, asta e lucru care mă satură și mă împlinește. Să fac voia celui ce m-a trimis. În Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 38, din nou spune Domnul Iisus, căci m-am coborât din cer, ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Apostolul Pavel aici îi spune în Timotei, în textul acesta pe care l-am citit, în versetele 4 și 5, îi dă câteva exemple așa mai practice, pe înțeles ca Timotei să înțeleagă despre ce vorbește Apostolul Pavel. Și spune pe următor, niciun ostar nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și acum m-am gândit la lucrul ăsta așa mai, într-un exemplu, imaginați-vă că sunteți ne-am înscris la oaste, suntem în război, suntem în linia de apărare sau de atac, depinde de situație. Și eu dintr-o dată îmi vine mie așa, mă duc la capitanul meu și spun, auzi, uite, eu mă duc pe 4 zile până acasă, că am ceva treabă, trebuie să-mi dau lucrurile, trebuie să nu știu ce, să fac. Domnule, dar tu înțelegi situația care ești? Tu ești aici, nu mai poți să faci ce vrei. Da, dar eu am eu treburile mele, ce mai contează acum că tu ești capitan? Și continuă Apostolul Pavel. Și cine râde la jocuri nu este încurunat dacă nu s-a luptat cu părânduieli. Cine râde la jocuri nu este încurunat dacă nu s-a luptat cu părânduieli. Adică sunt niște rânduieli, sunt niște reguli. Este voia lui Dumnezeu pe care trebuie să o respectăm. Și Apostolul Pavel nu face aici decât să pună în exemple ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 7. Versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în Cerul. Cel ce face voia lui Dumnezeu. Cine de la jocuri nu este încurunat, dar nu s-au luat pe rândul el. Și era vorba despre jocuri de oști, și le aveau pe vremea aceea. Vreau să dau un exemplu prav, mai pe înțelesul nostru. Imaginați-vă un meci de fotbal, joacă doar echipe, e mai construct pentru noi asta decât jocurile de oști din vremea aceea. Joacă doar echipe de fotbal, fără să zic cine joacă. Și unul dă, o echipă dă un gol și altă echipă dă trei goluri. Dar toate trei goluri care le-a dat aia altă echipă, unul din nou s-a anulat, altul a dat cu mâna, când s-a înălțat să sară cu capul, i-a anulat. Și altul înainte să dea acolo, a făcut pe câțiva. Și așa a anulat. Dar au dat trei goluri. Cine câștigă până la urmă? 1-0. Că asta cât a fost anulat. Au pierdut. Și aici în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, Domnul Iisus Hristos, a dat câteva exemple și spunea, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, na? Și o să zic și eu acum câteva exemple. Tot așa mai, care ne întâlnim între noi, în ziua de astăzi. Și o să încep cu mine. Doamne, dar n-am predicat eu cuvântul Tău? Nu am vorbit de atât de ori în biserică despre tine? N-am propovăduit pe Evanghelia, Doamne? Ba da, ba da. Dar ai făcut un stil competitiv. Și ai văzut că ai văzut cât ești de bun și cât de știi și la, anulat. În zadar. Nu se tume. I-am luat. Doamne, dar n-am băgat până am buzunat și am dat când s-o dat bani la biserică. Ce mai mulți bani eu i-am dat. Eu am făcut asta. Ba da, așa ai făcut. Te-a fost mâna ta, așa că nu spui. Mâna ta, deloc. N-ai zis niciodată numele Domnului. Întotdeauna zic, bă, eu da. Anulat. Nu se tume. Doamne, dar n-am cântat eu cel mai faine cântări și în adunări și așa și peste tot și acasă și toți vecinii mă auzau cum cânt eu. Ba da. Dar tu ai văzut să alegi numai talentele. N-ai cum să l-au pe Dumnezeu, n-ai cum să mă l-au spune. Doamne, dar n-am ajuns eu conducător și păstor și cel mai mare între mari. În știu în ce curte și n-am fost. Da. Dar e făcut pe toți când ai ajuns acolo. Și când ești în spate, toți erau veniți, n-au mai fost nimeni stare să joace. Am luat. Ia să mă urmă oameni. Ia să voi la lui Dumnezeu. Și orice slujire am face și în orice lucrare ne-am implicat în viața asta. Dacă nu o facem după voia lui Dumnezeu, din zata, asta ne spune voia lui Dumnezeu. Ce importanță mai are voia lui Dumnezeu pentru mine? Pentru dumneata.
Cât de mult te mai gândești când faci o anumită lucrare la voia lui Dumnezeu? Sau mai gândim numai la ce vrem noi? Păi eu vreau să fac asta, nu știu, vreau să fac asta, nu știu. Și poate nu te împiedică Dumnezeu și nu îți iasă în care să te oprească, cum o opri pe alții. Te lasă să faci. Băi, eu vreau asta, vreau asta, și nici nu mai trece pe clar. Doamne, are care voia ta? Oare ce vrei să faci? Apostolul Ioan spunea în epistola lui, în prima epistola, în capitolul 2, cu versetul 17. Și lumea își poate etre, dar cine face voia lui Dumnezeu, dar nu ne pierd. Amin, amin. Cine face voia lui Dumnezeu, nu ne pierd. Noi, poporul român, alte țări nu, dar noi și alte țări, nu toate, dar și alte țări, ca și noi, suntem așa de obișnuiți cu zicala asta și cu nu știu cum să o numesc, dar parcă suntem îndoctrinați în asta. De-aia mă duc și stai în față. Dacă v-am îndoctrinat, e dat și s-o rezolvat. Și până acolo ne duce mintea, că și înainte lui Dumnezeu tot așa de lucrurile. Mă, putem face ce vrem, cum ne taie capul, trăim, mâncăm, alergăm, facem pur și simplu tot ce vrem. Și atunci, când o să stăm înainte lui Dumnezeu, a, fi bine cumva mă rezolvăm, că în situații ce nu se poate rezolva. Ai păcat, ai dat. Dacă niciodată nu știu la bilet de tren, puteam la nașa. Cât de bilet? Atât. 10 lei, 5 lei dau la nașa. Era nașa așa cu buzunarul. Pe Rudușan, la vizita la Ruduș. Am spus o dată la sora mea, am vorbit cu ea și tot început și aia să-ți găsească că pe aia de motivă, de necoprinsă. Că aia, bă, că aia era la sfera, că familia cu tare, că i-au văzut pe aia. Și totdeauna are sora mai mare motive, are motive bazate, deci, să nu se ocupească. Pentru doar. Dumnezeu să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și înaintea lui Dumnezeu nu o să mai putem să o amintăm și nu o să mai putem să facem lucruri bune. Înaintea lui Dumnezeu nu o să mai avem scuze și nu o să putem să dăm voia acolo sau să facem manevre ca să intrăm. Era la următoare, vă spun un exemplu, să vedeți că nu ne mai trimite un lucru. Nu imaginați lucrurile astea. Era la următoare la tata socru, la tata socru. Când am dus la Cluj, în 2010, când am dus de la Cluj, la Bistrița, un pic acum în spital, m-a spus acolo și îmbrăcat și a pus mintea așa pe piele. Și mi-a spus oamenii, m-a spus foarte greu, și zice că o trebuie tot de dat, complicat. Zice, foarte greu, m-a pus mintea așa, dar am reușit până la urmă. După ce am îmbrăcat, a pus mintea așa pe piele și am dus la Bistrița pentru mormântare, acolo la capelă. Prima sală de privire, a venit oamenii de la țară, de oraș, și mi-a spus că a, o, de acolo și eu cu familia și păi nu m-am văzut chiar acolo o mătușă, o tătăișă. Și m-a lăsat de acolo de la bunic, de la bunica de la bunica Loredana. Eu desfăcu mâinile acolo și tot o tras din unțele de spate. Și m-am dus, măi, femeia, m-a zis, ce faci acum de pe zonă, mi-a cum stau așa. Te-am pus aici, frate, cu mână, 20 de lei. A zis, ce-i cu asta? Zic, n-am știut cum te reacționezi. Și o zic, asta poți să aibă la pauză. 20 de lei. 20 de lei intră în mâncare. Până acolo. Deci, atâta de mult am îndoctrinat și trăim în mentalitatea asta că putem să facem ce vrem. Încât credem că și înaintea lui Dumnezeu cu 20 de lei e rezolvată treaba. 20 de lei. Nici măcar 30 de lei. Mai mult. 20 de lei. E bun. Ce e important să mai vorbim Dumnezeu pentru noi? Cât de mult te mai gândești în problema asta în care toată lumea face și o dai capul. Cât de mult te mai gândești să trăiești în voia lui Dumnezeu? Cât de mult? Probabil asta cu mita și cu șpaga cu unii de care ajungea o șesul, că unii au zis că PCR nu se n-a Partidul Comunism, zicea că era pile cunoștință și relasă. Și aia era vremea care trăia, că era economia atâta de putere în desfacă în urmă cu unii la tăci și trebuia să ai pile cunoștință și relasă, că se tăci se rezolva. Cât de mult te mai gândești astăzi în voia lui Dumnezeu? Mă rog ca Dumnezeu să se atingă de noi după masa, să se atingă și de mine, să se atingă de noi, să vedem ce importanță are voia lui Dumnezeu. Pentru că cine face voia lui Dumnezeu va trăi în viață. Cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu cine zice Doamne, Doamne. Nu cine, știu eu, are tot felul de expresii, de rugăciune. Nu, cine face voia Tatălui care este în cerul. Și Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze în privința aceasta. Voia lui Dumnezeu. Cred că fiecare dintre noi acum, dacă este un creștin care nu se întreabă, care e voia lui Dumnezeu pentru mine acum, cred că e așa foarte pasiv și lucrurile.
Cred că fiecare dintre noi ne întrebăm și avem întrebarea asta, cel puțin o dată în viață ne-am întrebat de când am întâlnit cu Dumnezeu. Oare care va lui Dumnezeu? Eu nu pot să spun personal pentru fiecare parte. Dar Bunul Dumnezeu ne vorbește și să privim la două aspecte sau două dimensiuni ale Bunului Dumnezeu care este pentru toată lumea. Și nu se poate scuza nimeni asta. Și spune Bunul Dumnezeu în Tesaloniceni, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3, prima parte. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră și acum trebuie să zicem toți. Amin! Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Asta e voia lui Dumnezeu pentru toți. Aici nu avem scuze, că nu e scris așa de toți. Pe unii Dumnezeu i-a făcut așa, le-a dat asta, le-a dat aia, că unii sunt învățători, alții nu știu ce. Dacă ar fi scris așa, voia lui Dumnezeu pentru unii sfințirea lor. Noi toți am fi trecut de partea aia. Care să ia unul? Ce era acolo parte goală? Că noi am zis, pentru unii, nu pentru noi. Dar au zis, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și aici și eu și noi toți și mă rog ca Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Încă de la început, de când Dumnezeu s-a descoperit poporului său. Încă de la început Dumnezeu a vorbit oamenilor despre sfințire și a spus oamenilor, o să încerc să mai citesc. Le-a spus Dumnezeu oamenilor încă de la început în Levitic capitolul 11, versetul 44, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, voi să vă sfințiți și fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu prin cuvântul lui a vorbit oamenilor care trăiau. Nu era vorba despre niște oameni care au murit și acum după ce au murit, hai să-i facem sfinți. Că știu că este cea mare lucru sfânt. Domnitorul Țării Române, Moldovei, care nu știu câtă treabă au el cu propovăduria Evangheliei, și pe el a făcut sfânt și după ce moare lumea, toți se sfinți. Și cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește unor oameni care au trăit odată. A vorbit Dumnezeu oamenilor care trăiau atunci, în momentul respectiv. Voi care trăiți. Voi să fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Și Apostolul Pavel, la fel, dar aici mai multe versete, că nu le mai citesc, încerc să nu mă trec de timp. Apostolul Pavel, la fel, în Roman, capitolul 12, cu versetul 13, spunea, ajutați pe sfinți. Ajutați pe sfinți. Oamenii erau sfinți. Așa spune și Cuvântul lui Dumnezeu. Erau sfinți pe vremea aceea. În Roman, tot în Roman, în 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 1. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2. Către Biserica lui Dumnezeu, care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți. Și Cuvântul Dumnezeu ne vorbește despre oameni care trăiesc și îi numește sfinți. Ce înseamnă cum să fii sfânt? Eu am căutat un pic. Apoi te pierzi în tot felul de definiții. Să deschidă filmul 4, 7, 10, nu mai știu nimeni. Îți spun ce înseamnă să nu fii sfânt prima dată. Și tot te zici. Rămâi câteodată pierdut, nu mai știu nimic. Oare ce înseamnă ca om să fii sfânt? Sfânt vine la cuvântul din greacă care undeva seamănă separat. Să te separi, să te separi de ce este rău. Și acolo în vechime când Dumnezeu am început să vorbească oamenilor și spunea să fie sfinți. Totdeauna erau acolo să nu faceți asta, să nu faceți asta, să vă feriți de aia la altă, că eu sunt Domnul, eu sunt Sfânt, voi să fiți sfinți. Să vă feriți de lucrurile astea. Să te separe de lucrurile astea. Și de multe ori complicăm atâta de mult lucrurile încât nu se mai înțelege. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 10, versetul 10, în felul următor. Evrei, capitolul 10, cu versetul 10. O să citești 8 și 9. După ce a zis întâi, tu n-ai voie și n-ai primit nici jertfe, nici primoase, nici arătător, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după aceea. Apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta Dumnezeu. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Și aici în versetul 14, căci printr-o singură jertfă, El a făcut de săvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Amin. Prin această voie, prin sângele lui Iisus Hristos,
Noi am fost sfințiți. Prin sângele lui Iisus Hristos, noi am fost puși într-o relație cu Dumnezeu și avem o relație cu Dumnezeu. Și prin trăirea noastră în sfințenie, prin trăirea noastră ferindu-ne de rău în fiecare zi, căutând să fim după voia lui Dumnezeu, o să păstrăm această relație. Prin sângele lui Iisus Hristos am ajuns să fim sfinți într-o relație cu Dumnezeu. Și apoi prin sfințirea noastră continuă, prin efortul nostru zilnic de a fi rău, o să păstrăm această relație până când Dumnezeu va veni sau până când noi vom ajunge în Raiul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în această privință. Apostolul Pavel, atunci când vorbește și atât de simplu explică lucrurile în Efeseni, capitolul 4, nu convine deloc situația când dă sfatul oamenilor, capitolul 4, la versetul 28 în tot. Spune că următor. Cine fura, să nu mai fure. Și mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. Mai era rău ăsta în casa ta. No, nu mai face, se pare, depărtează de el. Să lucreze la ceva bun, ca să aibă să dea și celuilalt. Ai făcut ceva rău până acum, caută să faci ceva bun. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun. Pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea mal celor celălalt. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice ține, orice mânie, orice stricare, orice credetire și orice fel de dotare, să treacă din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni în alții, cu milos, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. În altă întrebare, spune, biruiește rău prin bine. Sfințește-ți viața, caute să fii după voia lui Dumnezeu, pentru că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze în această primință. Spune aici în Filipeni, faceți toate lucrurile, fără cârtiri și fără șovele, ca să fiți fără prihană și curați copiii lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Toate aceste lucruri, felul asta de rău și a căuta, a căuta să fim plăcuți lui Dumnezeu, a căuta să ne ferim de rău, să ne sfințim viața, să păstrăm relația cu Dumnezeu, să o facem fără cârtiri, fără șovele. Nu trebuie altă acum am să am venit la, eram cu grupul de frați, atunci cum am trebuit la Dumnezeu, am venit la Palma de Mallorca, care ne-au frate cu mașina de la aeroport, la casă, unde am stat. Și-au zis, măi, e pocăință, așa e. Și am început, și eu știu, am zis, ai, nu, păi, greu, mă, nu pot, nu să poate, mă, să trăiești, nu, greu. Și-o spun, mă, că Domnul Iisus a spus că sarcina mea e ușor, jurul lui cu, ce puteți? Poate vedem noi greșit lucrurile. Căutați să faceți toate aceste lucruri, fără cuvinte, fără șoc. Căutăm să fim plăcuți lui Dumnezeu, ca niște lumini în lume, strălucim. Un copil, e o pildă asta, nu știu sigur că avem întâmplare de la Dumnezeu, am citit-o și undeva, dar o morală frumoasă. Un copil omenit să vizitez o catedrală foarte mare, cu mătoare, cu geamuri, pictate, icoane, sfinți, acolo, desenați, pe păreți, super geamuri, cristalele mai desenate cu oameni. Și uitați de făcut așa minunat acolo și uimit în toată trebuie aia întâlnătoare. O stată, da? Cine oameni aia așa pe de pe geamă, de oameni aia desenați acolo pe cristalele mari. Și-o stată de copile, că i-a sfinți, că i-a sfinți. Și-o rămas copilul cu explicația asta, omule, s-a văzut de treabă, în continuare, ajung la școala duminicală și-a întrebat, învățătoarea de acolo sau sora care era cu el. Cine știu ce sunt sfinții? Copilul ăsta întreabă, fac, mâna sus. O zice, ce sunt? Și eu știu, oamenii din care trece lumina. Oamenii din care trece lumina. Asta era explicația, era atât de înțeles. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica din la noi. Noi toți care suntem aici, să fim sfinții Domnului și prin noi să treacă lumina lumii care a venit în lume. Lumina lumii care a venit în lume și ne-a dat dreptul prin sângele lui să intrăm într-o relație cu Dumnezeu. Rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să trăim în așa fel, să păstrăm relația asta și prin noi să treacă lumina lui Dumnezeu și alții să se uită la noi. Să vadă că lumina asta care a venit în lume. Dumnezeu din ce să ne binecuvânteze. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu. Spunea Apostolul Pavel în Timotei, prima lui Epistolă de Timotei, versetul. O să citesc de la 1 până la 4. 1 Timotei, capitolul 2. Vă îndemn, da, înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, îngrijiri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și
pentru toți cei ce sunt învățați în legătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și nișită, toată gloria și toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința lui. Voia lui Dumnezeu este mântuirea omului. Asta sigur e voia lui Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Asta e voia lui Dumnezeu. El vrea ca și dumneata și dumneata și fiecare dintre noi să fie mântuiți. Și după ce fiecare dintre noi suntem mântuiți, El vrea să lucreze în continuare. Și vrea să se folosească de dumneata și dumneata și de mine. Ca și alții să fie mântuiți. Pentru că asta e voia lui ca oamenii să fie mântuiți. Spunea Domnul Iisus Hristos, Evanghelia după Ioan, un verset pe care îl numim noi versetul de aur. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16. Spunea Domnul Iisus Hristos, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ca lumea să fie mântuită prin El. Asta e voia lui Dumnezeu, ca oamenii să fie mântuiți. Toți. Și spune aici în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 39. Și voia, 38 l-am citit, căci m-a coborât din cer, ca să fac nu voia, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El și să-mi înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți. Cât mult ne preocupăm pentru asta și cât de mult mai are această voia lui Dumnezeu în viața noastră, în inima noastră. Eu știți cum am văzut acum atât de mult? La mine. M-am gândit eu prima dată la starea bisericii, că așa zic, prima dată se gândește tot la altul. Tot la altul, cel mai ușor. Și să te uiți la altul și mă, ăsta e cam așa, ăsta e invers. Prima dată la asta m-am gândit la starea bisericii, dar după m-am trezit și am zis, opa, că și eu sunt tot acolo în biserică. Și vorba despre mine, de fapt. Și știți cum am văzut? Ca tânărul bogat. Am venit la Domnul Iisus și am zis, Doamne, ce trebuie să fac? Păi zice, uite, este o serie de porunci morală pe care dacă le împlinești, Doamne, toate astea le fac. Păi, eu nu înjur, nu mint, nu fur, nu mă duc la biserică, mă rog, citesc din Biblie. Ce mai este așa ceva? Ce mai este? Vine tot ce a răspuns la lui? De la săraci, iar așa mă rog și apoi așa mai. Asta e ca așa. Și oamenii la mine, Doamne, ce legătură mai am cu săraci? Ce legătură mai avem noi cu cine nu cunoaște Evanghelia? Ce legătură mai avem noi ca biserică? Și cât de mult ne mai străduim ca să umblăm această voie a lui Dumnezeu ca oamenii să fie mântuiți? Apostolii, după ce Domnul Iisus Hristos le-a spus despre Marea Trimitere, că acolo unii nu acolo în Evanghelia după Matru, capitolul 16, Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor, Matru 16, capitolul la versetul 15, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Merge și vorbiți oamenilor despre mine, propovăduiți Evanghelia, ca oamenii să creadă și să fie mântuiți. În Faptele Apostolilor, Domnul Iisus Hristos din nou le vorbește ucenicilor, când îi vede preocupați de alte probleme. Doamne, când o să vii? Doamne, ce o să se întâmple? Doamne, cum a fi? Și îl spune Domnul Iisus Hristos acolo, mai nu-i treaba voastră. Vremurile sau altceva, ce a fi în viitor? Nu-i problema voastră. Zice, voi stați acolo și veți primi o putere, ci voi veți primi o putere, Faptele Apostolilor 1 cu 8, când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, și veți fi martori în Ierusalim, în toată viața mea, voi veți mărturisi despre mine, voi veți vorbi, veți vorbi oamenilor, veți transmite mai departe vestea aceasta bună, că prin credința în Iisus Hristos se primește iertare și eliberare și ești mântuit. Asta e problema noastră, asta trebuie să facem. Și au început oamenii să facă lucrul ăsta și au propovăduit Evanghelia, oamenii s-au întors la Dumnezeu și au ajuns dintr-o dată biserica, un mare număr acolo și apostolii s-au văzut dintr-o dată prin și cu alte probleme. Pentru că asta înțeleg de aici, din Faptele Apostolilor, capitolul 6. Apostolii deja erau prinși cu banii, nu cum mai împărțim banii, mi s-au adunat atâta, ce facem cu ei, bă, fai, de dus mâncare acolo, hai să mai strice și acolo. Și erau prinși. Nu mai avea vreme să propovăduiască Evanghelia. Și dintr-o dată s-o prind. Opa, ce nu bine, nu bine. În zilele acelea,
în seamă ținutul ucenicilor evrei care vorbeau greceri și câteau împotriva, au fost acolo niște probleme. Versetul 2. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis, nu este vorbit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mes. Hai să votăm pe așa, nu se face ce Dumnezeu nu urma să facă. Voia lui Dumnezeu ca oamenii să fie mântuiți. Noi să rămânem aici să găsim Evanghelia, să căutăm să facem lucrul ăsta și pentru asta să ne preocupăm. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi în această credință. Să fim preocupați, să ardă noi această voie în Dumnezeu, ca oamenii să fie mântuiți. Apostolul Pavel, atunci când se întorc la Dumnezeu, o zis, Doamne, ce vrei să fac? Și Dumnezeu i-a spus, uite, Pavel, o să trebuiască să duci numele meu înaintea neamului, înaintea împăratului, o să trebuiască să vestești Evanghelia. Și nu mai văd nicăieri pe Pavel întrebând, Doamne, dar să vorbesc, să spun, oare să vorbesc despre tine, oare să predic, oare... Nicăieri Pavel numai. Era pe urmă unde să meargă, dacă se meargă, acolo să meargă nimic. De rău știu că asta trebuie să facă, pentru că Dumnezeu i-a spus odată și el a înțeles pentru totdeauna. Doamne, ce vrei să facă? Asta vreau să ne întrebăm și noi. Doamne, ce vrei să facă? Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Din Sfântul lui Iisus Hristos am fost sfințit și am intrat într-o relație cu Dumnezeu. Trăind și ferindu-ne de rău. Separându-ne de tot ce este în lumea asta, păstrăm relația asta și umblând împreună cu El, vom ajunge într-o zi întâlnit cu Dumnezeu în cerul lui. Voia Dumnezeu este mântuirea oamenilor și El vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Și mă rog ca Dumnezeu și în această privință să ne facă să înțelegem. Să ne implicăm cât de mult și să căutăm cât de mult să aducem sufletul la Hristos. Să căutăm să avem legătură, să căutăm să umăm, să vedem unde sunt sărați, unde este nevoie. Și atunci când lucrăm în contact cu oamenii, să avem noi dorința asta, să spunem oamenilor despre Hristos, să fim așa ca ucenici. Mă, nu-i potrivit noi să facem tot altceva. Voia lui Dumnezeu, mântuirea oamenilor, hai să vestim Evanghelia. Când am venit aici, încheiem. Când am venit aici, în august, o venit și o vedeană și Miriam, dorința mea a fost chiar așa, o vedeană ca Miriam să meargă tot la școală. Am zis, mă, eu lucrez, o vedeană cu ajutorul dumneavoastră ca și ea, dar măcar Miriam să meargă tot acolo la școală, că se fie mai ușor. Până la urmă, trimis-o la altă școală. Nu m-am înțeles oamenii, trimis-o la Loredana, o umbla mai mult și se vorbească cu ea acolo. Eu până la urmă, bă, poate asta e voia lui Dumnezeu. Și am început, Miriam era tristă și am încercat eu să o convinc și o să Miriam, uite, toate lucrurile lucrează despre mine și eu despre Dumnezeu. Și tot îi povesteam acolo că poate spre mine ei că merge la altă școală. Și o zis că pe mine, eu nu mai vreau să facă voia lui Dumnezeu. Dar zice, că zice, tati, totdeauna când ai rămân să facă voia lui Dumnezeu, nu se face ce vrei noi. Asta așa m-am gândit să nu sunt lucruri adevărate. Credeam la noi prin tot altceva. Tot altceva nu te. Nu mă voia lui Dumnezeu. Doamne, ce vrei să fac? Aș vrea să mă întrebăm fiecare dintre noi. Care e voia ta? Cu de pe la mine. Și-a vrea să ne dăm o cântare. Nu cred că e mult mai dat, dar nu am timp de fi. Și-a vrea să ne dăm o cântare care să fie răspuns la rugăciunea asta. Doamne, ce vrei să la întrebarea asta? E așa o cântare rugăciune care răspunde la întrebarea asta, Doamne, ce vrei să fac? Și cântarea spune pe următor, învață-mă să împătruiesc, o Doamne, voia ta mereu. Eu asta aș vrea să fac. Pentru cine face voia lui Dumnezeu de lumea. Pentru că nu cel ce aude cuvântul lui Dumnezeu, ci cel ce face voia lui Dumnezeu. Mă mi se ne cământ ce se cântă în cântarea asta. Și apoi, dacă practic, vreau să facă și ieșim din ideea. Să vrea să cântăm din toate inima. Să fie ca o rugăciune de Dumnezeu. Învață-mă să împătuiesc cu Doamne voia ta mereu. Să nu pot altfel să trăiesc. De-ar fi să fie cu Dumnezeu. Să nu putem să trăim așa. Nu orice s-ar întâmpla. Că la o trofă spune că și voia ta e tot ce e bun. Și ar vrea să rămâne cu asta. Că și voia lui Dumnezeu e tot ce e bun. Dumnezeu să ne învață-mă să
Hallelujah.